suntem din nou la Forban și chiar dacă față de precedentul material a trecut puțin timp, iată că reușim, sperăm, să găsim din nou ceva surprinzător, mai ales că s-a schimbat și lupa prin care privim cabana Stelei de aici, din Creierii Munților. E vorba de lupa ovală, echipa de rugby este cantonată aici în vederea pregătirii sezonului 2018. Lumea se și distrează la aceste placaje în zăpadă pentru că, până la urmă, tensiunea cantonamentului strânge prieteniile și face ca echipa să aibă chimie acolo, pe teren, la verde. O săptămână de încărcare și apoi ce urmează? Avem o săptămână de încărcare, apoi o să trecem pe mai multă tehnică. Al câtelea cantonament la Forban ca jucător sau antrenor? Numărul din păcate nu mai țin minte. An de an am venit de două ori la munte. Ne-a plăcut, ne-am acomodat aici, asta este baza noastră. Asta ne caracterizează pe noi ca steliști, Forbanul, și știm dintotdeauna. Există niște puturi arhaice de lemn pe acest teren. L-am rugat pe Daniel Dumbravă să ne exemplifice o lovitură de picior așezată. Și dacă drumul este impracticabil, poate ruibiști ajută la împingerea mașinilor pe această cale de acces acoperită cu zăpadă și accesibilă doar autovehiculelor cu tracțiune integrală de mare capacitate. Suntem în sala de jocuri unde au loc exerciții cu balonul și vom vedea imediat o șarjă de cavalerie, să-i zic așa. Mijlocașul la grămadă deschide jocul, iar apoi pasele urmează până la contactul cu scutierii. Un exercițiu destul de uzual echipelor de rugby. Grigoraș Diaconescu, acum în imagine, este cel care asigură cursivitatea exercițiului. Marcel Mihalache, cel care a jucat până la 42 de ani ca taloner, este acum în staful tehnic, e unul dintre secunzii lui Dănuț Dumbravă. Marin Moț este în partea cealaltă, în sala de forță, cu un alt atelier de lucru și deja numai prin simpla enumerare a acestor nume de tehnicieni vă dați seama că foștii ruibiști ai Stelei au devenit acum antrenori. Sunt scutiți de aceste furși caudine ale pregătirii de iarnă doar ruibiștii selecționați pentru lotul național care evoluează sub tricoul României în competiția continentală aflată în plină desfășurare. Restul la Forban. Iată ce se întâmplă. Tudor Burnariu, ai făcut mutarea de la Iași la Steaua. Acum ai găsit grupul ruibiștilor și cred că este primul tău cantonament la Forban. Da, este primul cantonament la Forban. Am găsit o echipă foarte unită, o familie desăvârșită și mă simt foarte bine la noua echipă. Este o onoare și un privilegiu pentru mine să joc pentru Steaua.